stați acolo dumneavoastră. Să stăm acolo? Cei care... Bună ziua și bine ați venit! În primul și în primul rând aș dori să invităm aici pe domnul primar al municipiului Ionești, domnul inginer Natiu, poftiți vă rog, pe doamna Ciobanu, pe domnul Tudor, părintele Tudor, vă rog, de la editura Magic Print. Avem un reprezentant al editurii. Bună ziua! Poftiți! Un moment frumos, interesant în această după-amiază. Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fiți prezenți în această sală, să sărbătorim lansarea pe piața oneșteană a unei noi cărți, a unui nou roman, scris de domnul Bărbunțoiu. Pentru prima dată, iată și debutul domnului. Un roman sincer, l-am parcurs în fugă pentru că l-am doar de puțin timp. Un roman care inspiră, în primul rând, sinceritate, în al doilea rând, eleganță și, în al treilea rând, mult curaj. Ar să vă zic că doar primele rânduri, să vedeți sinceritatea dânsului, ca să mă accepte ca membru al comunității sale, viața m-a pus să jur că voi planta un pom, voi construi o casă, voi avea copii și voi scrie o carte. Iată cum își începe romanul domnului Bărbunțoiu, dar pe larg despre acest roman și multe altele o să ne vorbească invitații noștri. Dați-mi voie să îi dau cuvântul domnului primar Natiu pentru a adresa un mesaj din partea primăriei municipiului Ionești. Vă mulțumesc, cu permisiunea de dumneavoastră o să vorbesc și eu de jos. Iată că un moment important pentru mine și foarte emoționant. Nu mă așteptam să fiu prezent astăzi aici. O invitație făcută acum câteva zile, care mă onorează și mă și emoționează deopotrivă. Pentru un om deosebit al comunității noastre, pe care l-am cunoscut cu ceva timp în urmă. Mă refer la aici la ani buni. Domnul Bărbunțoiu, o persoană pe care o respect, un exemplu de viață pentru mulți dintre noi și un om care m-a ajutat, m-a călăuzit într-un moment delicat al vieții mele și al familiei mele, într-o direcție bună și corectă. Așadar, îl cunosc dintr-o perspectivă diferită de cea pentru care suntem noi astăzi aici. Eu, în numele instituției pe care o conduc, țin să îl felicit, să-i mulțumesc pentru că parte din timpul dânsului și-a sacrificat-o pentru a lăsa niște gânduri pe o hârtie, care aceste gânduri le vom citi și cu siguranță vor rămâne atât în sufletele noastre și cu precădere în sufletele celor care îl iubesc și îl apreciază. După cum vă cunosc, domnule Bărbunțoiu, sunt sigur că ați făcut ca și în activitatea profesională un lucru bun. Eu cred că va fi apreciat de către noi și îmi doresc ca cât mai multe astfel de evenimente să le putem găzdui într-o instituție construită în acest scop, și anume de a promova valorile, de a promova cultura și de a promova românii autentici care își iubesc țara. Eu vă felicit, vă urez mult succes și Doamne ajută! Stimați invitați, profesorul Constantin Teodor Ciobanu, care este pe afișul din holul Casei de Cultură, soțul meu, deci, n-a putut să vină astăzi la acest moment literar, întrucât schimbări produse în starea sănătății nu i-au permis să fie astăzi în fața dumneavoastră. Vă asigur că eu am citit cu foarte mare atenție cartea și, bineînțeles, și el, și cred că voi fi capabilă să vă prezint câteva aspecte din această carte scrisă de domnul Ion Bărbunțoiu.
și pentru că mi-a luat-o înainte domnul director, chiar așa încercasem și eu să spun că la începutul romanului mi-a reținut atenția mărturisirea pe care ne-o face autorul. Mărturisirii care, bineînțeles, că ne dă și nouă de gândit. Ca să mă accepte ca membru al comunității sale, viața m-a pus să jur că voi planta un pom, voi construi o casă, voi avea copii și voi scrie o carte. Iată niște lucruri pe care ar trebui să ne frământe și pe noi, la cei mai tineri acum. Pe toate le-am făcut, mărturisește în continuare autorul. Rămăsise doar cartea nescrisă. Acum că am reușit să scriu și o carte, mă simt liber. Cartea este aceasta, o carte interesantă, frumoasă, veți găsi multe lucruri în ea bune. Cartea apărută la editura Magic Print, editură care este foarte cunoscută și apreciată nu numai în Onești, și întreaga țară. Autorul, pensionar acum, este o fire nemulțumită și chiar ne mărturisește. N-am liniște, mă zvârcolesc în pat, mă foiesc pe scaun, mă plimb prin casă, neliniștit tare. Cui să se confeseze? Cui să-și destăinuie această neliniște? Este convins că cei care îl cunosc și-ar spune, ce mai fi vrând și ăsta, a ieșit la pensie să-și vadă de pensia lui. Dar cititorul atent își dă seama că este neliniștea celui care are ceva de spus, ceva care îl frământă, că trebuie să scormonească în trecut pentru a înțelege prezentul și a privi în viitor. Este convins că are nevoie de arii puternice pentru a se ridica în văzduhul pe care altădată îl scruta cu ușurința vânturului. Și-a găsit această putere urmându-și drumul, lungul drum al vieții, al căutărilor pe care a pornit de copil provenit dintr-o familie de oameni săraci. M-am născut când începeau să se strângă recoltele de pe câmp. Nu a fost sărbătoare, nu s-a veselit nimeni, pentru că nașterea mea nu a interesat pe nimeni, iar pentru părinții mei era considerat un lucru firesc. Numai pământul pe care m-am născut în bunătatea lui m-a numit fiu. Roa dimineții cu puritatea ei mi-a spălat fața, soarele amiezii m-a făcut să simt fericirea. Iar seara mi-a explicat ce înseamnă întunericul. Și pentru ca să știe tot omul cine sunt, părinții mei mi-au dat un nume, numele Ioan. Am vrut să vă spun de la început că am multe citate pentru a exemplifica cele afirmate de mine și pentru că dumneavoastră vă dați seama când este un citat, n-am mai folosit obositoarele cuvinte, citez, am încheiat citatul. Vă dați seama foarte ușor că este un citat. Ion, personajul principal al romanului, de care ne ocupăm aici, prin unele caracteristici poate fi apropiat de cunoscutul personaj Nicolae Moromete, pe care îl cunoașteți toți. Această apropiere este și un merit care ține de cunoaștere mai vastă a literaturii române din partea scriitorului Ion Bărbunțoiu. De mic, Ion, ca și personajul lui Marin Preda, se luptă cu greutățile întâmpinate de familia sa. Tata a fost cel mai vitregit dintre toți. Fusese oprit de la bruma de învățătură care să-l obișnuiască cu scrisul și cititul. A pornit în viață și sărac și fără știință de carte. Devenise un obicei ca de mic copilul să fie pus la muncile câmpului până la începerea școlii. Cele câteva săptămâni care m-au despărțit de plecarea la școală le-am petrecut ajutându-mi părinții la munca câmpului. Mă ocupam și de hrana vițelului, care urma să fie vândut, iar din banii luați, o parte urma să mi se dea mie pentru a merge la școală.
însoțim personajul principal al romanului pe drumul devenirii lui de la elevul trecut prin multe greutăți la școala din satul natal, apoi la școala profesională, unde necazurile nu locoleau și aveau să înceapă chiar din prima zi de școală. Apoi, după terminarea stagiului de pregătire de 3 luni, a fost obligat să urmeze școala de gradați și în cele din urmă școala militară de ofițeri în Ministerul de Interne. Cariera de militar pe care mi-am ales-o, mărturisește personajul romanului, este frumoasă. Visul meu în copilărie a fost să ajung militar, să port uniformă. Așa m-am hotărât și am ajuns la școala militară de ofițeri de miliție. Meseria îți dă satisfacție până la un punct, până acolo unde ai reprezentarea faptelor tale, adică conștientizezi și ai posibilitatea să verifici ceea ce întreprinzi. Formulă literară complexă, pornind de la o întâmplare cotidiană, preocuparea autorului se extinde spre pagini de analiză a stărilor sufletești. Incidentul pe care l-a avut după un an și ceva de când a absolvit școala de ofițeri a distrus tot ce construise de la terminarea acestei școli. Profesorul Votescu, pe care îl luase ca adevărat model, nu i-a luat apărarea și nici n-a intervenit în cercetările pentru elucidarea cazului. Cercetările s-au făcut fără ca eu să fiu deranjat. Parcă se dorea ca eu să nu știu ce probe se administrează. Dar a venit și ziua când am luat cunoștință de felul cum s-au făcut cercetările și rezultatul lor. În sertarul biroului din laboratorul de criminalistică, în care de obicei îmi țineam unele lucruri, găsesc un dosar. Era dosarul ce cuprindea concluziile anchetei făcute cu privire la abaterea comisă de mine. Se înțelegea clar că singura soluție pentru curmarea fără de lege este mutarea mea la o altă unitate de miliție. Lipsea din dosar declarația mea. Eu nu fusesem audiat. Aș fi putut să mă apăr. Fusese pus intenționat ca eu să-l găsesc și să iau la cunoștință de conținut. Drumul spre noul loc de muncă, în orașul lui Bacovia și apoi în orașul așezat pe malul lacului Belci, este numai un zbucim, numai căutări. Câtă diferență între citadela pe care o visam la terminarea școlii de ofițeri și ruinile în care am transformat-o. Dacă la terminarea școlii de ofițeri îmi doream să ajung în elita inspectoratului, sperând că aceasta o voi realiza muncind, acum doream un post de ofițer neluat în seamă. Pios în meseria lui. Paginile 424 până la 464 vă ajută să cunoașteți frământările sufletești ale personajului. Eu n-am insistat prea mult, lăsându-vă pe dumneavoastră să le căutați. Ca și în alte romane, și aici, întâmplări haslii specifice mediului sătesc atrag atenția cititorului. Ienache, tatăl lui Ion, nu știa nici să scrie, nici să citească. Totuși avea capacitatea de a da răspunsuri spontane, gândite și corecte, care, bineînțeles, că te puneau pe gânduri, te făceau să gândești. Inteligența, capacitatea de a filozofa, sunt trăsături care ne amintesc de Ilie Moromete. Și dacă veți citi cartea, îmi veți da dreptate, că n-am exagerat, apropiindu-l pe tatăl personajului principal de Ilie Moromete. Iată câteva citate. L-am întrebat pe tata de ce mânjii sunt legați lângă mamele lor când acestea sunt înhamate și trag căruța. El mi-a răspuns simplu, fără a se gândi. Din aceleași motive
din același motiv pentru care tu mergi la școală. Cum așa? Nu înțeleg. Sau alt fragment. Tu știi de ce găinile se ouă ziua? Păi, niciun păi, știi sau nu știi? Nu știu. Nici dacă te gândești o leacă? Unde dorm găinile noastre noaptea? În corcodușii din curte, i-am răspuns. E, ia gândește-te, dacă s-ar oua noaptea, ce s-ar întâmpla? Păi ar cădea ouăle și s-ar sparge. Păi vezi că dacă te gândești, afli răspunsul. Dar, rațele, știi de ce se ouă noaptea? Păi, întârziam eu răspunsul, încercând să-l găsesc. Hai să te ajut tot eu. Ea spune, ce fac rațele ziua? Păi, se plimbă prin curte, mănâncă, se bălăcesc în teica cu apă și o murdăresc și de aceea în fiecare dimineață trebuie schimbată. Și de ouat, când se mai ouă? Păi, n-ai spus? Ma da, noaptea. Se ouă noaptea, dar de ce? Chiar nu știu. Hai să spun tot eu. Înainte de a fi domesticite, rațele stăteau toată ziua pe baltă. Și dacă s-ar fi ouat ziua, oul nu ar fi căzut în apă. Noaptea rațele dorm în cui și tot acolo se și ouă. Ai priceput? Așa trebuie să gândești dacă vrei să afli adevărul. Sau, când îl întrebam pe tata de ce strălucesc stelele așa de tare, îmi răspundea că permanent acestea sunt spălate de femei în apă de izvor și șlefuite cu ștergar de borangic. Dar mama spală și ea stele? Da, spală și ea. Când? Că eu nu am văzut-o niciodată spălând stele. Voi, copiii, sunteți stelele ei și ea vă spală pe voi. Stelele de sus sunt spălate de femeile care nu au copii. Dar noi nu lucim acolo sus și nu strălucim așa. Nu te poți vedea singur dacă strălucești sau nu. Altul te poate vedea din altă parte. Dacă cineva de pe o stea se uită la tine, ar vedea că strălucești. Și ca să fie așa, trebuie să nu mai plângi când măta te săpunește. Face lucrul ăsta ca să strălucești când cineva te privește de acolo, de sus, de la stele. Nu te cred. Am auzit că pe stele nu locuiește nimeni și că unele cad pe pământ. E adevărat că unele cad pe pământ, dar cad cele părăsite, nu cele care sunt în grija lui Dumnezeu. Uneori, experiența de viață și chiar meditația cotidiană pot îmbogăți impresia de personalitate artistică. Perseverența, exercițiul cotidian și un anumit simț al comunicării în tonalitatea epică aduc în fața noastră a cititorilor un autor matur și talentat. Până la urmă, cititorul atent rămâne cu impresia unui stil al disponibilității și al adaptării scriitorului la misiunea sa. Prezentarea pe care am făcut-o în fața dumneavoastră nu este altceva decât o invitație la lectură. Din acest moment, cartea însăși își poate decide un drum. Dați-mi voie să felicit autorul pentru această carte frumoasă și să nu se oprească aici și dumneavoastră vă mulțumesc din tot sufletul pentru atenția acordată. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Ciobanu, și vă rugăm să transmiteți multă sănătate domnului profesor. Și pentru că am vorbit până acum de conținutul acestui roman, să vorbim puțin și cu un reprezentant al editurii Magic Print. N-am reținut numele dumneavoastră, o să vă rog să vă și prezentați. Bună ziua, sunt Delia Vâlcu, sunt tehnoredactor și voi vorbi acum din calitatea de editor a acestei cărți. Am lucrat cu domnul Bărbunțoiu.
că domnului nu prea a plăcut un pic ritmul nostru mai lent de lucru. Ne-a grăbit la un moment dat, dar sper că rezultatul final este bun și îl încântă și că e mulțumit de tot ce a ieșit pe piață până la urmă, de la copertă până la corectură. M-am ocupat personal de carte, vreau să spun că sunt mândră că am lucrat cu domnul Bărbânțoiu. Unul dintre clienții, că avem foarte mulți autori, vă dați seama, fiecare diferiți, fiecare unici, unul dintre clienții frumoși și la suflet și la spirit. Am pus și câteva cuvinte oficiale pe hârtie, că permite să vi le citesc. Astăzi, aici, în această ambianță minunată, între prieteni ai cărții și ai bibliotecii, lansăm un frumos volum de proză sensibilă. Sensibilă și autentică, cum a spus și domnul Tenie la început. Editura și tipografia Magic Print este mândră să-și pună din nou amprenta pe încă o lucrare tip jurnal, proză de natură subiectivă, intimă chiar, dacă ne gândim că autorul scrie această carte la câțiva ani după ce a trăit-o personal. Temele abordate în acest roman nu sunt noi, sunt privite doar dintr-o perspectivă personală. Vedem astfel. Relația om-natură, și dau aici ca exemplu copilul Ioan Bărbunțoiu, care iubește mult izlazul, de care se desparte cu greu când pleacă la școală, în oraș, și căruia îi duce dorul. Descoperim legătura cu Dumnezeu, copil fiind, se urcă pe dulap pentru a fi mai aproape de divinitate. Ce se întâmplă după, o să descoperiți dacă citiți cartea, apropo de urcatul pe dulap. Descoperim iubirea prin ochii adolescentului, iubire care vine la pachet cu multitudinea de întrebări și analize interioare. Se pune în discuție esența vieții, adolescentul analizează în conversații prelungi diferența dintre aparență și esență, deosebirile sociale care ne despart, deosebirile financiare și de ce nu chiar și cele intelectuale. Discuțiile sunt prelungi, pe pagini întregi sunt savuroase la lectură și dau naștere și la o analiză ulterioară. Bineînțeles că acestea sunt doar fragmente, mici bucăți de viață, de la care pornesc aspecte complexe. Vă invit să descoperiți acest minunat și complex roman. Îi urăm autorului experiențe frumoase de viață, vise și inspirații. Și vă așteptăm și la următoarele colaborări. Nu mi-a spus numele, așa-i? Cer scuze, Delia Vâlcu, suntem, am uitat. Vă mulțumim. Doamna Ciobanu vrea să completeze. Vă rog, doamnă. Puteam să o fac și la sfârșit, dar îmi face o deosebită plăcere să fac acest lucru acum. Domnul Bărbunțoi mărturisește că a scris această carte și pentru un nume drag de femeie, de care se leagă o mare parte din viața mea și care a stat ca un astru și mi-a luminat viața. Vă rog să-mi permiteți ca eu să-i dăruiesc un buchet de flori acestei doamne care, într-adevăr, a stat. Vă mulțumim! Înainte de a da cuvântul autorului, aș ruga și pe părintele Tudor să ne spună câteva cuvinte. Doamna Vâlcu și-a anunțat numele, dar a uitat datorită emoțiilor. Și eu am emoții, pentru că n-am crezut niciodată. Este a patra oară când particip la o lansare de carte aici, în această sală, și m-a surprins, pentru că dimineață la 10 fără 20, cred, mă sună domnul Bărbunțoiu, eu mi-am schimbat telefonul, dar și numărul, și n-am știut cine mă sună. Sunt Bărbunțoiu. Păi bine, e noriașul meu. Sunteți liber astăzi? Da, sunt liber. Și cu toate că trebuia să merg până la mama, că e bolnavă și e singură. Dar mi-am făcut timp să vin, pentru că m-ați surprins. Și am zis, ia priviți și vă spun și dumneavoastră cum le pune Dumnezeu la cap pe toate. Și spune, cred că n-ați reușit să citiți cartea, pentru că mi-a dăruit-o la Crăciun, când am trecut cu ajunul. La Bobotează, după aceea Bobotează, Sfântul Ioan, chiar n-am avut timp, dar am citit ceva.
la început. N-am reușit să citesc tot, când ți-ar trebui o zi să stai să o citești, dar m-a surprins faptul că domnul Bărbunțoiu mi-a dăruit această carte. Eu nu mă așteptam. Nu credeam că va fi răscolit în suflet ca după ce a ieșit la pensie, nu neapărat nemulțumirea faptului, ci timpul, că spune acolo, când plecam la serviciu, program, că un militar și căutam să fiu corect, să-mi desfășor activitatea, acum mă simt altfel. Ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi nu este un caz particular. Așadar, acest lucru v-a determinat să scrieți. Și a scris, scoțând în evidență niște lucruri extraordinare. În primul rând, din punct de vedere religios sau spiritual, eu pot să le scot mai bine în evidență pe toate, pentru că sunt 35 de ani de când slujesc în biserică, iar acum aproape 19 ani m-ați însoțit și la Brătila când s-a sfințit biserica, cu doamna Lia și cu copiii, cred, și cu mama Adela și cu tata și cu cei din familia de aici. Și ați fost aproape de mine. Mi-a fost și mie tot la fel de greu, timp de vreo 4 ani, din 98 până în 2002, aproape, perioada de adaptare. Dar întotdeauna am zis că toate aceste lucruri înseamnă pentru mine un test pe care îl face Dumnezeu cu mine. El mă încearcă, mă verifică să vadă pot sau nu pot, vreau sau nu vreau. El știa că pot, dar a vrut să știe dacă eu și vreau. Pentru că eu le mai spun credincioșilor mei și le-am spus și acum vreo 2 săptămâni, când am vorbit despre Zaheu, că mulți sunt care spun, vai de mine cât de bun este Dumnezeu. El este iubire, nu putem noi greși cât poate El ierta. Este adevărat, El poate ierta, dar oare și vrea? Asta nu mai știm, dacă și vrea. Nu știm. Noi trebuie să fim foarte atenți privind ceea ce facem, privind viața noastră. Ei, dumneavoastră, aici scoateți în evidență niște lucruri pe care nu știu dacă le-au înțeles sau nu, mai mult sau mai puțin, unii dintre dumneavoastră. Noi în biserică vorbim despre pronia lui Dumnezeu. Ce înseamnă pronie? Purtarea de grijă. Iar în cartea de clasa a doua, când predam eu religia, îmi amintesc că era o poezioară care spunea așa: nimănui să nu faci rău că te vede Dumnezeu. Vezi un vierme cât de mic, nu-i fă rău, nu-i fă nimic. Câte el de mititel, Dumnezeu știe de el. Ei, de aici ați plecat și dumneavoastră. Și scoateți în evidență lucruri tulburătoare pentru mulți dintre noi. De ce? Și am să fac și glume, dar vă rog să mă iertați în cuvintele mele. De ce scoateți? Pentru că dumneavoastră ați fost frământat în interiorul dumneavoastră și v-ați întrebat totdeauna, oare cum am reușit eu să ajung aici? Și citind cartea astăzi, o parte din carte, când am reușit să o citesc, am văzut că onorabila doamnă Lia, fata de atunci, a apărut în viața dumneavoastră. Cum? Vă spun eu. Cum? Mama Anica, nu? Mama Anica, ca și mama mea Adela, că avem, și eu pot să scriu ceea ce a scris dumneavoastră. Când eram copii, deci v-a pus
busuioc. Lucru pe care mi l-a făcut și mie mama, cred că aveam vreo 17 ani. 18, poate. Și mi l-a pus acolo și dimineața m-a întrebat ce ai visat. Ei, același lucru s-a întâmplat cu dumneavoastră. Mama, grijulie. Pentru că dorea ca acest fiu să învețe, să meargă mai departe, să se realizeze. Știa că poate. Dar și datorită rugăciunile dumneaei. Și i-a pus busuioc, iar dimineața l-a întrebat: Ioane, ce ai visat? Păi, mamă, am visat că eram în căruță cu tata. Și unde mergeai? Nu, cine conducea cai? Tata. Și tu, eu eram în căruță cu el. Și unde mergeați? Undeva. Pe un drum. Și cum era drumul acela? Și șez, și urcam, și coboram, iar după aceea tata a coborât, mi-a dat mie hățurile și am plecat mai departe. Și se încheie. Și a văzut atunci, în vis, o fată, o tânără, îmbrăcată, frumos, ca toate tinerile noastre, iar la gât avea o eșarfă verde. Și a rămas tânărului bărbunțoiu Ion în minte, fiind tânăr, ca și mie de altfel, că și pe mine m-a întrebat mama, că am zis că mai fac și glume, da? Și i-a spus: mamă, am visat că am trecut podul din sat, podul de la Hilegiu spre Onești, peste Tazlău. Eu, când am ajuns la jumătatea podului, era o fată, nu în dreapta mea, ci în stânga, în capătul podului, cu mâna dreaptă, ținea balustrada și privea către mine. Avea un pardesiu grena. Și m-am trezit. I-am spus mamei, că m-a întrebat: iată ce am visat, așa, așa, așa. Nu mi-a dat mama niciun răspuns, dar răspunsul mi l-am dat eu după aceea și mi-a fost rușine să spun, până când am citit, ceea ce a făcut mama cu dumneavoastră, dar am păstrat în mintea mea, mama știe, desigur, trăiește și poate să spună, că ei i-am spus, dar mă rest n-am spus, pentru că putea cineva să considere că sunt cumva plecat. Ei, de la aceste considerente, venind în parohie, când am trecut cu ajunul bobotezei, obișnuiam să las busuioc. Însă erau mame care doreau să rupă crenguța și să o pună sub pernă sau nu știu cum o foloseau, să o pună la fete sau la băieți. Și am întrebat și eu din curiozitate pe o doamnă, dar o singură dată am făcut-o: de ce cereți busuioc? Păi vreau să-l pun băiatului sau fetei, nu știu exact, dar am întrebat-o: dumneavoastră ați folosit? Ați pus busuioc când erați tânără? Da, părinte, am pus. Și ce ați visat? Părinte, drept să vă spun, n-am putut dormi toată noaptea. De asta am spus că mai fac, nu sunt glume, sunt realități. N-am putut dormi toată noaptea, pentru că cum ațipeam, un taur venea, mă împungea și mă arunca. Adormeam, iar venea taurul și mă împungea. Și n-am reușit să dorm toată noaptea. Am privit-o, n-am zis nimic, nu i-am cercetat viața, nu știu dacă într-adevăr viața ei a fost așa, sau poate în mintea mea am zis: o fi reușit sărmana să îmblânzească taurul. N-am întrebat-o, deși o cunosc. Dar există o legătură între mamele noastre, dar nu numai între mame, ci și în ceea ce privește numele. Ion, Ion. Acolo scrie Ioan Bărbunțoiu. N-am să o întreb pe doamna Leuța cine este Ioan și cine este Ion. Același. Așadar, avem niște
legături comune. Ce am constatat eu în cartea dumneavoastră? Că ați fost marcat. Ați fost marcat de unele întâmplări. Pot să scriu și eu câteva cărți, să scriu întâmplări adevărate din viața mea sau din viața credincioșilor mei în 35 de ani. Le țin minte. Aproape pe toate. Și am vorbit despre pronie. Purtarea de grijă lui Dumnezeu. Nimic nu este în lumea aceasta întâmplător. Să vedeți cum a rânduit Dumnezeu să fim noi aici. Că nu se putea. Dacă nu, venea la Onești să facă armata, așa știu, ați făcut armata la Onești, în timp ce încă mai era penitenciarul aici în bază, ați luat contact cu Oneștiu și ăsta era primul pas după vis. După visul dumneavoastră. Pentru că v-ați dus și tot ceea ce vi s-a întâmplat a fost ceea ce Dumnezeu v-a dat să răspundeți. A fost un examen al vieții dumneavoastră. Ați fost mâhnit că ați plecat de acolo, de la Dunăre, dintr-un confort unde ați trăit și să plecați într-un mod rușinos. Așa ați crezut. Dar ceea ce evidențiați nu scoate acest lucru în evidență, ci v-a cântărit sufletul și puterea dumneavoastră. Dumnezeu vi le-a pus pe toate pe cântar și v-a cântărit de multe ori așa cum sunteți în ansamblu, ființial înăuntru dumneavoastră. De multe ori și-ați trecut examenul. Deci primul test a fost când ați venit aici, ați făcut armata, v-ați întors, ați făcut celelalte școli, ați ajuns cu diploma în mână la Iași, v-ați perfecționat, ați primit un post acolo, iar după aceea ați ajuns în Bacău. Dar acolo, în Bacău, când a venit, supărat cu valiza și cu hainele, în vagon a intrat cineva. Cine a intrat? Mesagerul lui Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu ca să îi dea în continuare repere și forța necesară ca să poată să meargă în viață înainte. Și l-a întâlnit pe acest preot, un nimeni era, nu numai că nu l-ați întrebat, dar din ceea ce redați dumneavoastră, noi constatăm că era ca și dumneavoastră, dintr-o familie săracă, a fost argat, n-ați fost și dumneavoastră, dar vreau să spun că există asemănări. Și a plecat în mănăstire, s-a întors, rebel, așa era numit la Sihăstria, să caute un loc pentru a pune bazele unei mănăstiri în zona județului Bacău. Era urmărit în timpul acela de securitate pentru că era catalogat ca fiind împotriva intereselor statului și mi-amintesc că și eu în 77 când m-am înscris, de fapt în 75 și în 77 după prima treaptă de liceu, de la 22 de locuri, când m-am dus, mai erau 12 și am candidat pe 12 locuri. Și am terminat 12 într-un an. De ce? Aveau grijă să ne ia locurile, pentru că noi, cei din biserică, nu eram importanți. Îi deranjam. Aveam putere de a mobiliza masele, de a-i influența într-un mod sau altul și se temeau de noi. Căutau să ne țină la distanță. Ei, acest preot a fost dat în urmărire, iar dumneavoastră ați fost trezit de dimineață ca să faceți parte din grupul acela
care era condus de șeful poliției, miliției de atunci, să mergeți și când s-a făcut lumină, era în pădure. Ce s-a întâmplat acolo? În pădure. Câte doi căutați. Ei știau locul, urcați dealul, un pârâu, găsiți o colivă, o colibă, unde e un pusnic care iese din când în când și instigă masele. N-am citat, dar cam așa s-a întâmplat. Mergând să-l caute, domnul Bărbunțoiu, tânărul locotenent de atunci, când a început să coboare din vârful dealului, s-a întâlnit în față cu cine? Nu cu un urs, nu cu un animal de pădure, ci cu călugărul. Când l-a văzut, a constatat că, de fapt, era călugărul care intrase când călătorea de la Galați spre Bacău în compartiment și cu care avusese o discuție și pe care l-a văzut și de data aceasta, cum îl văzuse când a coborât în Bacău, iar călugărul a mers mai departe. Când i-a deschis geamul, a văzut într-un nor de lumină. De ce? Ce s-a întâmplat de fapt? Ca să-l vezi pe om într-un alt fel decât este. Era un om simplu, un călugăr, care căuta ceva și dorea să realizeze ceva în viața sa. Și vă dau un răspuns. De data aceasta merg într-o mănăstire din Rusia și ați auzit de Sfântul Serafim de Sarov, care a pus bazele unei mănăstiri și este canonizat în biserica noastră ortodoxă. Într-o duminică după amiază, după liturghie, după ce au stat la masă, în Rusia zăpezele sunt foarte mari, nu ca la noi, a ieșit să se plimbe lângă el un tânăr călugăr, un novice. Și stătea după el cu rasa, slăbănogul acela, după Serafim și tot îi punea întrebări. Sfântul Serafim îi răspundea la toate. La un moment dat îi pune o întrebare și întrebându-l: Părinte, răspunde-mi la o întrebare, că eu nu pricep. De ce când te privesc, te văd îmbrăcat într-o lumină, într-o aură? Nu-i răspunde, tace, îl privește zâmbind, fericit, și îi răspunde: Dragul meu, trebuie să fii foarte fericit, că mă vezi așa. Că tu n-ai putea să mă vezi pe mine așa, dacă tu însuți nu ai fi plin de Duh Sfânt. Așa că v-am dat și răspuns. V-ați întâlnit cu el, v-ați despărțit din tren și l-ați găsit în pădure, l-ați tolerat. De ce? A fost hipnotizat. Ați fost hipnotizat. De ce? Că spune în carte acolo: deși eram doi, cel care v-a dus de la Bacău, mi se pare, cu mașina aici și v-a lăsat în loc, că trecuse la evidența populației, nu? Deși erau doi, cel de lângă dânsul nu l-a văzut. Ce înseamnă acest lucru? De să fim amândoi, dumneavoastră îl vedeți, îl întâlniți, apoi intrați în discuție așa crispat cum erați și a spus că ucioară trecea pe deasupra, că n-a știut ce răspuns să dați. Și l-a salvat pe acel om aplicat. Nu știu și nu v-am întrebat și nici n-am să vă întreb cum n-am întrebat-o pe doamna care a visat dacă a avut o viață fericită. În schimb, eu știu că dumneavoastră ați avut și veți avea. De ce? De ce? Pentru că i-a spus mama Anica
când i-a tâlcuit visul. I-a spus Ioane, că a întrebat, păi da, șez, mamă, dar urcam. Ioane, când urci, e bine. Păi da, și coboram. Când cobor, nu prea e bine. Dar asta înseamnă că vei și cobori în viață. Vei avea și de urcat și de coborât, dar erau și curbe, mamă. Asta înseamnă că vei trăi mult. Că erau, deci vei trăi mult, că vei merge și într-o parte și în alta. Înțelepciunea mamei, pe care v-a transmis-o, am înțeles, de la doamna profesoară, că și tata, deși nu știa carte, a fost un om înțelept și n-a fugit de răspundere, că a spus acolo, nu se mai ține evidență în satul în care v-ați născut câți copii se nasc, ci doar moașele care asistau și apoi apăreau copiii pe stradă și vedeau ceilalți, pentru că așa de mulți erau în vremea aceea. Dragul nostru Ienoriaș și prieten, ce să vă spun? Eu pot să vă spun multe, dar am căutat să scot în evidență ceea ce de fapt s-a întâmplat cu dumneavoastră. Și ați ajuns aici, ați fost primit frumos, vi s-a încredințat locul de muncă și trebuia să se întâmple ceea ce v-a spus mama, ceea ce ați visat. V-ați întâlnit în piață. Erați nesigur, un om timid, crescut acolo, la ferma, din curte. Un om timid care căuta să se realizeze ca fiecare dintre tinerii noștri de astăzi, așa cum am făcut fiecare dintre noi, și își punea întrebări privind viața. Dorea o familie, a avut multe încercări, luând contact cu diversi oameni, dar am înțeles din carte că a căutat să evite și să trăiască... Să citim și noi cartea, părinte. Nu mai să ne lăsați. Să trăiască în lumea pe care o avea dumnealui. Fiecare înțelege în felul lui. A exprimat ceea ce de fapt a trăit în profunzimea sufletului. De acolo scoate câte ceva. Nu sunt atât de importante lucrurile pe care le prezentăm noi așa ca în literatura noastră. Am învățat, este adevărat, putem povesti multe și noi, dar trăirile noastre intense, care sunt izvorâte, și nu mai deschid cartea, că am și subliniat acolo, pune acolo că dialogul, sunt izvorâte dinăuntru tău, un dialog intim cu Dumnezeu nu poate să-l aibă un om atât timp cât el nu-l caută. Nu-l caută pe Dumnezeu. Și n-ai cum. Că doar avem o cântare care spune, a bătut la ușa ta cineva, hai deschide, nu mai sta. Deci nu forțează Dumnezeu. Nu lăsa să plece trist, poate mâine niciodată mâna lui la ușa ta, vorbește la ușa sufletului, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată, dragii noștri, că a bătut frumos la ușa sufletului domnului Bărbunțoiu și el scoate în evidență lucruri foarte interesante pentru noi toți. N-am crezut niciodată că pot să mă împărtășesc din ceea ce ați scris, ci doar m-am împărtășit de fiecare dată din bunătățile pe care doamna Lia mi le-a pregătit, salată de fructe, și m-a invitat să iau loc, pentru că dacă nu iau loc să gust, măcar se va supăra. Așadar, știu că și dumneavoastră, de acolo, de unde ați venit, și după ce ați trăit într-un anumit mod, Dumnezeu v-a răsfățat, oferindu-vă pe fata cu eșarfă verde, care este doamna Lia, care v-a făcut doi copii, și acum aveți și un nepot blond acolo, am văzut sus, și cred că vor mai veni,
sunteți o familie fericită și să nu uitați niciodată ce v-a spus mama, că veți avea o viață lungă și frumoasă. Dacă vreți să vă mai spun și altele, eu vă mai spun, dar nu vreau să vă plictisesc. Să fiți fericiți și binecuvântați! Mulțumim, părinte, mulțumesc tuturor invitaților și la final, dar nu în cele din urmă, am să dau cuvântul și domnului Ioan Bărbunțoiu. Vă rog. Din câte s-au spus aici, mie nu-mi rămâne decât să vă spun doar câteva cuvinte. Inițial, aș fi vrut să fac și eu o descriere scurtă a cărții, dar cei care au vorbit înaintea mea au scos în relief atât de bine aceste aspecte încât cred că nu mai e nevoie să fac alte precizări. Inițial, în cartea mea, aș fi vrut să scriu despre frumos. Să scriu despre bunătate, despre beatitudine. Dar și pentru aceasta am mers în încăperea cea mai adâncă a sufletului omenesc pentru a mă inspira. Venit în realitate, am constatat că o asemenea carte nu poate fi scrisă de mine. N-am putut scrie o asemenea carte pentru că am constatat că în spatele zâmbetului se ascund gânduri parșive. În spatele bunătății se ascunde urâțenia. În spatele plânsului se ascund planuri necinstite. Iar prietenia este doar o mască în spatele căreia se ascunde disprețul, se ascunde minciunul. Astfel că cartea scrisă de mine este ca un tablou cenușiu din care doar speranța care a scăpat din cutia Pandorei odată cu celelalte rele ale lumii irupe ca o rază de lumină călăuzitoare. Cartea nu este o ficțiune. Sunt descrise întâmplări adevărate cu oameni adevărați. O parte din ei au trecut la cele veșnice. O parte trăiesc. Cartea este scrisă pe mai multe planuri, în care se mișcă personajul principal, în jurul căruia gravitează celelalte personaje, cărora le-am, în funcție de interes, le-am creionat mai mult sau mai puțin portretul. Acolo unde a fost nevoie, am făcut întoarceri în timp pentru a preciza anumite aspecte. De ce cartea se numește Fata cu eșarfă verde, v-a explicat părinte. Eu doar atât precizez că am dat denumirea acestei cărți Fata cu eșarfă verde pentru a se împlini destinul în care eu cred și pentru a se adeveri spusele mamei mele.
Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți alături de mine la acest eveniment deosebit și sper că la o parte dintre dumneavoastră am să particip și eu la evenimente de acest gen. Încă o dată vă mulțumesc! Vă invităm la un mic dineu aici organizat pe hol să ne mai împărtășim din amintiri, din experiență și să ne cunoaștem mai îndeaproape. Îngăduiți. Da, domnul profesor, vreau. Poftiți. Mai întâi, domnule director, este o lansare de carte. Nu e nevoie de microfon, pentru că eu am vorba în Caragiale, căria opiniunilor mele și pot vorbi mai tare. Sfârșit. Suntem la o lansare de carte și mă bucur pentru treaba asta, dar vreau să spun, domnule director, lansarea de carte sau o atmosferă ca aceasta presupune o libertate mai largă. N-ați spus în final, în încheiere, ceilalți plecați acasă. Adică nu mai e invitații. Probabil că mai sunt și în sală. Deci se mai dă cuvântul și în sală. Iertați-mă că vă fac această observație, pentru că așa. În al doilea rând, se dă cuvântul întâi autorului să ne spună ceva de ce am venit. Eventual să prezinte foarte în mare cartea, dorința lui de a scrie această carte. Apoi cuvântul invitaților care au citit, să spunem, cartea, care sunt în temă și, în final, autorul trage niște concluzii, corectează, dacă este cazul, și așa mai departe, și, sau până la autor, pot să apară și discuții din sală. În ce mă privește, n-am citit cartea, că nu am avut de unde să o citesc, doar m-am uitat, să spunem, pe copertă, chiar eram curios să văd de ce fata cu eșarfă verde, de unde legătura, și așa mai departe, pentru că mi-am dat seama că este o carte autobiografică. Sigur că este și o ficțiune, că numai dacă ați fi, chiar dacă ați fi notat în fiecare zi câte ceva, tot nu se poate spune că este conformă cu realitatea. Este o anumită realitate. Și cel care desenează, să spunem, un copac, păi copacul e acolo, el face o copie mai mult sau mai puțin reușită a realității în funcție de trăirile pictorului, să spunem. Și așa mai departe. Deci eu pot să vă felicit pentru această carte deosebită. Părintele a vorbit foarte mult despre așa ceva și se poate vorbi probabil foarte mult, că și cartea este voluminoasă, deci ați avut multe de spus. Se pare că avem de-a face cu un scriitor în toată puterea cuvântului, având în vedere scrierea, calitatea scrierii, modul de a scrie, lectura care poate să fie în unele părți mai dificilă, mai greu de realizat, dar și poate să fie mai ușor de realizat o lectură. Sigur că toate țin și de carte, dar și de cititor, de personalitate, de pregătire și așa mai departe. Și fiecare înțelege cam ce poate el să înțeleagă. Deci, o carte deschisă. Dorită o colaborare mai intensă între primăria locală și cultura. Dar, nefiind, permite să scriu, să citesc versurile pe care aș fi vrut să le audă domnul primar. Aș vrea să rog astăzi primarul să vină mai des și printre noi, să-i sprijine pe creatori ce scot luminii noi comori. Nu ajunge ca să vină singură pronia divină. Și acum
În primul rând, felicit pe domnul Bărbunțoiu pentru volumul, presupun că e primul. Vreau să fac o remarcă. Observ că mulți oameni care ies la pensie sunt bolnăvesc. S-a apucat de scris cazul meu în speță și văd că mai sunt și alții. Așa, o să privind cartea, dacă îmi permiteți, o epigramă. Domnului Ion Bărbunțoiu, cu ocazia lansării volumului, Fata cu eșarfă verde. Devii rachiul doar cu țoiul, ajungi ca domnul Bărbunțoiu. Vei câștiga și nu vei pierde o fată cu eșarfa verde. Mulțumim și noi, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Da, pe scurt, ca să... Pe scurt, că eu sunt mai scurtă ca oricum. Bună ziua tuturor, vreau, nu știu dacă se aude de la... numai Dumnezeu și autorul știe cât de mult suflet punem la, la această carte, la alte cărți, la poezie, la orice, punem suflet și numai noi știm cât de mult... Cât de puțin dormim, cât de puțin timp avem pentru familie. Felicit pe domnul Bărbunțoiu, care a avut, iată, o familie frumoasă, dar și-a sacrificat acest timp al lui liber pentru familie, să scrie o carte. Probabil că e minunată. Eu am să o citesc cu plăcere. N-am citit decât asta. Dar... ce rugăminte am eu la toată lumea, la toată lumea, chiar și pentru părintele, care a spus foarte frumos lucruri care ne interesează pe toți. Să fim un pic mai rociși, să nu monopolizăm chiar. Iertați-mă, vă rog, domnul director, chiar dacă sunt mai aspră. Poate vroiau mai mulți dintre noi să vorbim, să spunem despre autor, pentru că autorul este cel care a muncit, el a fost, este cel care a trudit și poate vrem și noi să ne exprimăm. Iată că nu mai avem timp, dar, părinte, iertați-mă, două strofe atât. Doamne, din tot ce e mai frumos și sfânt pe pământ, dă-mi, Doamne, putere să iau seva arborelui sfânt, adică cartea, seva arborelui sfânt și roa dimineții să o beau. Din curcubeu să iau culoare, pe el din spicul greului, în dulce susuri de izoare, să alerg, o Doamne, să alerg de-a lungul unui râu. Prefă-mă, Doamne, într-o albină să strâng polenul florilor, noaptea să-mi fie senină și înfiorată să aștept ivirea zorilor. Doamne, dacă îți cer prea mult în visul meu, mă doșelește, dă-mi mai puțin, atât cât vrei, dar din dulcele meu vis, Doamne, nu mă mai trezește. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, vă mulțumim încă o dată pentru această lansare și pentru acest eveniment. Așa cum v-a invitat și domnul Bărbunțoiu, vă rugăm să poftiți, să socializăm și să bem o cupă cu șampanie.